Am mers și noi frumos la munte, ne-am luat o cabană și mă gândeam să ne îmbrăcăm frumos de Revelion, pentru că astăzi este data de 31 și trebuie să sărbătorim Revelionul. Suntem aici alături de pisica. Bună! Alături de Remus. Salut! Și alături de Luca Covrigu. Salut! Și astăzi vom face un episod foarte, foarte special de Revelion, pentru că mai e foarte puțin și se trece în anul 2024, deci haideți rapid! Bă, nu mai trage că trebuie să începem să ne îmbrăcăm hai, frumos! Hai, 2024! Hai, 2024 începe în curând! Sunteți pregătiți? Deci fiți atenți, Cine este pregătit să intre în 2024 și abia așteaptă, apăsați pe butonașul de like chiar în acest moment, deci nu mai stați pe gânduri. Chiar în acest moment apăsați pe butonașul de like. Cine intră în 2024 astăzi, ok? Cine intră mâine, n-apăsați pe butonașul de like. Dar astăzi intrăm în 2024, sunteți pregătiți? Ia să vedem. Fii atent, Max, am o propunere, fii atent. Ia zi. Deci ca să intru și eu în 2024 cu o mașină nouă, dacă se strâng 40.000 de like-uri, îmi vânte 20-ul. Mamă! Hai că da! Deci T20-ul meu, da? Hai că da! Stai așa că vreau să mergem la magazinul de haine, dar nu la ăsta de aici. Nu la ăsta. Avem magazinul nostru? Da. Să mergem la un magazin mai special. Și trebuie să ne pregătim pentru că în seara asta dăm mare, mare petrecere, să știți. Se vede când dau flash-uri. Bă, nu-mi dau seama. Bă, cred că da. Cum arată? Uite, eu o să merg la ăsta de aici. Ăsta îmi place mie cel mai mult, magazinul ăsta de aici. Bă, ai și loc de parcare. De copănel. Ai și tot ce trebuie. Uite, așa, și ne îmbrăcăm. Bă, trebuie să vă îmbrăcați la costum, ok? La costum trebuie să vă îmbrăcați. Sau elegant. Sau elegant. Elegant. Nu, în training nu. Elegant, am zis. Îmbrăcăm cu Jordan. Haide. Așa, ia să vedem. Nu, cu ce mă pot eu îmbrăca? Stați, așa că am ajuns și eu după 100 de ani cu mașina mea cea nouă. Bun. Hai să vedem. Elegant. Da, asta nu e elegant deloc. Poate și putea să mă îmbrăc. La business, acolo la business găsiți. La business? Business cu pălărie și chestii, vai de capul meu. Da, așa că eu-s la heist acum, s-o grămadă. Uite, suits, gata, am găsit suits. Bă, mi-aș lua de data asta, cred că mi-aș lua un costum pe care nu-l am. Știi ce zic? Adică ceva... Ceva nou? Wow! Bă, sincer să fiu, n-am avut niciodată un costum alb. Cum ar fi? Ia stai să vedem. Nu știu cum ți-ar sta în alb. Bă, știi care-i faza? Că nu prea se potrivește din ce punct de vedere. E alb pe jos și costumul e alb. Adică s-ar putea să fiu prea camuflat, nu mă mai văd. Deci nu cred că funcționează așa. Gata, frate, m-am îmbrăcat perfect. Nu, îmi trebuie ceva mai șmecher decât atât. Luca! Îmi trebuie ceva. Ce ai, mă, frate, pe tine? Ăsta, cred că ăsta o să fie. Sharp black suit. Păi gata. Ce faci, mă, copiezi? Sunt pregătit. O, frate, ne-am îmbrăcat la fel, eu și cu Luca ne-am îmbrăcat la fel. Ia să vă văd, unde sunteți? Da, iau ce ochelarea mea. Dar nu ne-am vorbit, sincer. Pe unde e Luca? Sunt gemeni. Magazin. Bă, voi de ce v-ați îmbrăcat pe la fel? Păi, sunt gemeni. El s-a îmbrăcat ca sau mine. Sau stai așa, voi sunteți bodyguards-ii mei sau ce, că nu înțeleg. Da. Adică... Mă duc să mă schimb. Doamne, feri. Ok. Bun, și acum fiți atenți. Am luat o mașină de aici. Da. Este o mașină foarte scumpă. Ia uita ce mișto. Stai așa, o mașină foarte scumpă la Legendary. Costă 2.845.000. Și este nouț abia lansat, așa că am zis, bă, hai să o tună. Bă, ce faci? M-am parcat. Hai că da. Hai, mergi. Doamne ferească, mă, uite ce mi-a făcut la mașină. Mergem să o tunăm rapid, pentru că, bă, stai, cât e ceasul? E ora 12, fiți atenți, la ora 0000 să trece. Să trece noul an. Mai avem 12 ore. Păi mai avem, dar vezi că trece timpul mai repede în GTA decât în viața reală, deci... Corect. Trebuie să ne cam grăbim, nu știu ce să zic. Cu ce mă plimb? Cu Ferrari? Ce e ăsta? Da, e un fel de Ferrari, bănuiesc. Păi Ferrari, vezi că faci roșu. Păi roșu-l facem, clar. Normal. Ia să vedem dacă reușim să-l tunăm rapid. Hai să văd și eu cum tunez mașina asta. Trebuie să mă pregătesc, pentru că... Nu știu dacă am bani în buzunar. Păi da. Vine... O, prinde anul nou fără bani în buzunar, dacă ați mai pomenit. Păi bune, n-ai cum așa ceva. Nu prea ai cum așa ceva, zic. Ia uite, bă, carbon forjat în GTA. Mamă,
ce șmecher. Vezi că e cam șmecher. Ia uite, dar e US style pe față, că văd că sunt galbene semnalizările. Da? Păi da. Stai să vedem ce mai pot să-i mai pun. Lights, vreau niște neoane. Da, carbonul ăsta forjează, zici că e... Zici că e murdar sau ceva. E faianță din baie. Da, nu știu, arată așa un piculeț ciudățel, dar... Okay. Mamă, cum se vede cu asta? Livery. Drăguț, cred că aș putea să las așa și să fie gen roșu. Doamne, de nu m-ar angaja și pe mine Rockstar să le fac livery-uri, că nu-mi plac astea deloc. Nu-ți plac ție livery-urile astea? Deloc. Penultimul. Bă, ăsta mi se pare ok. Și dacă îi dau un metalic roșu, vreau un metalic roșu. Asta e să vezi ce fac. Mamă, cum se vede. Ia uite-o. Sau o tot atunci. Bine, o tată. Altă viață, altă viață. Urbă. Bun. Hai să vedem acoperiș. Cumpăr de toți banii. A, da. Așa, astea da. Sunt... Scărți? Astea, da, alea, nu-mi plac astea. Hai la high-end. Hai să punem așa, splitters. Mamă, dar poți să modifici foarte multe chestii la mașina asta. De obicei, când îți iei un supercar pe GTA, nu prea poți să modifici multe chestii. Dar la asta chiar ai foarte multe asta variante. Asta e ultimul model, e normal. Da, știu, da. Se pregătesc de GTA 6. Bă, să știi, să știi că se cam pregătesc de GTA 6. Deci chiar o să avem GTA 6 în curând și abia aștept să ne jucăm și ăla. Transmission, modificăm trunk. Ce pot să modific? Stai că portbagajul e în față, am uitat. Nu, lasă-l curat. Ia metalic cum arată. Curat? Urât, nu. Adică așa, să n-aibă nimic, nu? Secundări, tot mat, black. Sau uite asta cu linia pe mijloc. Twin tinted, de gata, e frumos. Așa, turbo, băgăm și turbo. Vent. Fac jantele negre. Facem jantele negre, dar de care să facem noi? Lasă-le pe astea originale. Aici la lumini. Păi nu, cred că nu le poți colora pe astea originale. Ai problema. Hai să vadă un pic. Mamă, astea. Mamă, cum arată. Nu le am. Deci astea să... Mamă, frate, păi de ce le arăți? Păi, de ce? Uite, asta ar fi de Ferrari, să zic. Urâte. Mamă, frate, că sunt foarte frumoase. Uau, ăla. Frate, e mișto că se vede și etrierul acolo și tot ce trebuie, adică... Ce se vede, frate, auriu ăla? Ia uite, focarul. Focarul pe mașină. Focarul nu e în episod, dar e în episod de fapt. Bă, gata? Gata, mă. Bă, arată bine rău de tot, sincer vă zic. Gata, puțin, vedeți că mi-a făcut și eu. Deci am mașina focarul. Ia uite, pisica e nu mașină de mafie. Păi da. Dar ai voie cu folii pe față, că știu că nu. Are folii pe față? Da, păi am și neoane de desubt. A, și eu am, da. La mine abia să mai văd farurile, nu știu ce să zic. Habar n-avei. M-am dus la vericul și i-am zis, fă meu, cum vrei tu, și eu ce-a făcut aici. Da. Adică, nu știu ce să zic. Ia zi, mă potrivesc cu mașina. Cam da. Bă, știi ce mașina e asta? Tu zici că e T20, varianta 2023, acuși 2024. Cam așa ceva. Asta ce s-a întâmplat aici? Ce? Bă, asta e mașina. Cine v-a lucrat aici? Credeam mașina că Jordan. Cine v-a lucrat aici? Cine v-a lucrat aici? Vai de mine. Deci nu mi-am făcut-o eu roz și o face Luca roz. Hai că am înțeles. Așa e livery-ul. Eu v-am zis că sunt râte alea. E moda 2024. Bun, hai să mergem. Haide. Și sunt curios dacă... Știu că prin oraș, dacă mergeam, uneori mai găseam limuzină, dar nu știu dacă găsim. Sunt curios. Să mergem sus de tot. Da, parcă pe undeva pe... Pe aici, vino coace, că știu eu. Aveți grijă cum deschideți ușa la mașină, că am pus praguri la mașină. Păi că s-a dus covricul cu viteza luminii. Să nu rămâneți fără ușă. Aha. Da. Bă, da, cam mergi cu cărbuni, nu știu cu ce mergi. Mai în sus, mai jos, de fapt. Nu, mă, pe aici eram. Bă, mai jos, mai sus, ia gata. Aici să spună uneori. Da, ia știu și eu vedem. Pe aici, chiar în centru. Aici, la mine se spauna. Ia stai, că am văzut o mașină, s-ar putea să fie, nu știu ce mașină. Da, și mai e un hotel. Ia uite-o, că am găsit-o deja. Păi era una, doar ce se spaunase albă, frumoasă, nu asta, că e murdară. Ce are, păi mai e una gri, bă, aici. Hai păi să una doar ce s-a spaunat acolo, asta gri, e mult mai frumoasă, curată. Păi luați-o și pe aia, că mergem cu două. Asta e plină de benzină. Cum să mergem? De benzină? Am dat cu benzină mașina, oameni buni. Vreau să mă urc. Hai.
Ai și tu șampanie aici sau sal? Nu știu. Bă, mă, dă jos din mașină! Da, mă, dă jos! A băut șampanie deja! Bă! Eu tot să-ți ia bătaie! Am apăsat pe fuște, dă jos! Hai, dați-i bătaie pentru că trebuie să ajungem, știți unde? Ia mai arată unde? Tocmai la plajă trebuie să ajungem, să știți. Oh, bun! Hai. Deci facem revelionul pe plajă sau ce? A, o să vedeți, haideți! Vedeți că face drifturi mașină. Păi, da. Păi e seară specială, deci oameni buni, cine n-a apăsat încă pe butonașul de like, nu mai trece în 2024. Vreau să-mi schimb și eu de 20. În 2023. Deci cine n-a apăsat pe butonașul de like rămâne în 2023, gat. Hai, apăsați azi pe butonașul acela de like. Bă, ce viteză avem? Să strângem 2000... Cine conduce? Remus. Ce? Cine știe să conduce? Bă! Ce faci, mă, tai, nu, bă, nu mă vezi. Vai, unde te crezi? Vai de mine, uite cum arată mașina mea acum. Hai că arată bine dacă e. Hai că arată. Uite și tu cum a tras și a intrat în tine. Hai că arată bine dacă e. Remus, mergem să o reparăm? Dar n-ai cum să o mai repar, că n-ai cum să o tunezi pe asta. Mergi tu fix pe banda aia dublă continuă. Stai că eu pe acolo trebuie să ai mergi. Ai trecut pe roșu. Pe unde pe unde vezi două linii, asta te învăț acum regulile de circulație. Unde vezi două linii, pe acolo trebuie să mergi pe mijloc. Exact. Am înțeles. Întrebe. Da, ai două linii, că trebuie să stai pe ele cum ar veni. Da. Trebuie, frate. Bun. Normal. Ia. Pentru că atras de volan. E bandă de limuzină, așa se numește. Școala de șoferi cu asta zic. Asta zic. Crește. Asta zic. Bă, frate, am camber la roată. Deci uite cum stă roata în camber. A, bă, lasă că ți s-a stricat mașina, urcă la mine că e mai șmecher. Du-te, mă, cu. Du-te, asta neagră. De ce e neagră? Ia mai ține-o pe geam puțin. Nu e revelionul, ce e? De ce e neagră? Mai ține-o pe geam puțin, Scoate mâna, hai. Nu, mă, frate. Ba da, scoate-o. Ia. Bă, da, mă, că scot eu mâna. Stai. Fugi. E fumigenă. Ai fumigenă. Nu mai dați, mă, frate. Vreau să vă arăt. Bă, vine ceva. Poliția. Stai să sun la. Bă, voi vedeți că pe aici în loc de nisip e zăpadă acum? Uite, scot eu mâna. Ia. Nu mai da. Gata, Luca, nu mai da. Stai așa o secundă, că vreau să văd dacă putem să facem ceva. Stai o secundă. Scot eu mâna. Uite, scot eu mâna, na. Stai că am dat request la ceva, vreau să văd dacă mi-o dă. Ia bă, să văd. Da, ia gata. Ia mă, scoate mâna ea. Bă, am scos-o, cât mai vrei. Păi nu, trebuia să scos mâna cu bombă. Veniți aici că am dat request la ceva. Hai, vă primesc aici în avionul meu privat. Bă, dar eu unii merg cu mașina, alții merg pe jos, asta e. 20.000 de pași zilnic. Vă primesc în avionul meu privat. Pa. Bă, de ce m-ați luat, mă, și pe mine, că alerg în tocuri pe zăpadă. Hai să vedem. Dar nu știu că sper să puteți să intrați. Așteptați-mă și pe mine, că-s cu tocuri. Uite, mă, închide ușa în față. Oh my god, așa cum să intru în elicea aia să sper că nu. Bă, sunt copilotul. Ce-ar fi prima dată? Dar nu mergi să intru. Bă, sunt pilotul sau copilotul? Nu mai, doar de două persoane e? What? Bă, eu vreau să mă urc pe el. Ba, uite, e gaură aici și nu merge să intru. Bă, dar sunt multe locuri. Vreau să mă gândesc și eu, dar... Ia, stai, mă. Ia, pe Luca. O, oh, perfect, așa, așa, așa să stați. Nu. Păi hai, urcă. M-a luat vântul. Ia, uite, mă, frate. Gata, bă, uite. Doar în față, mergi doar în față. Nu, doar în sus. Stai, că să urce și Luca. Hai, Luca, urcă-te pe botul avionului. Să văd dacă poate. Gata. Deci doar în sus. Ia uite, mă, ne cară și pe noi. O, frumos. Da, cât de mare e acest avion? Poți să dau locuri? Nu, da, încă, că n-am trecut în 2024. Consum iar tine. Stai să văd care e iahtul meu. Bă, iahtul meu nici nu e. Sau ăsta e? Rămâi fără oxigen, mă, sus. Chiar aici e bine. E bine, hai că n-avem 11 să supraviețuim. Apăsați acolo pe butonașul acela de like ca să reușim să stăm lipiți. Aolo! Țineți-vă bine! După o luăm în not. Țineți-vă bine! Aolo, mamă! Mi-am dat full throttle în față. Aaaa! Dai full throttle! Bă, frate, dacă erai mai înclinat, nu pica! Ne vedem pe iaht, fraților! N-ai și tu, Luca, un elicopter? Aveți elicoptere sau vin eu cu elicopter de la alt?
Bă, frate, mă duci pe mine și te duci și ei. Iau câte unul. Da, facem așa cu schimbul, hai. Păi da. Bă, dar de ce nu putem intra patru în avionul ăla? Ce faci? Pe asta e cu... într-o mașină mică. E cu... e submarin. Da, iese... ce iese prin spate? Foc? Nu ți se pare. Păi știu, organizație de-aia, bagă-mă de... ia, mai fă o dată să văd. Nu, 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 las. N-am ce organizat, a fost? E pe organizat. Nimic, a luat foc un motor, dar de unde nu se fă probleme. Tu ai impresia că dacă am jucat 10 ani, ăsta credeam e că așa e modelul, mă. Da, da, da. Ia uite-l, frate, că s-a dat... deci mă pui deasupra, stai, stai, că sar. Bă! Bă, nu, 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 dă-mă, dă-mă, repede, repede, lângă el. Gata, ai făcut organizație? Gata, frate, gata. Top! Bă, nu mă gândeam. Deci puteți să veniți voi? Nu știu ce faci, Luca. Avem aici jet-ski-uri. Eu așa. Hai că venim așa. Hai, vă așteptăm cu jet-ski. Bă, nu trage în mine. Ia uite. Nu tine, frate, eu trageam pe lângă. Hai bă, că da. M-am dat într-unul, ca să-i mișcă da. Bă, ce faci? Da, dacă nu conduci dacă nu conduci, nu trebuie să laterizezi, mă? Nu jos, bine. Nu trebuie să laterizezi aici. Tu aștepte, mă, ce mi-ai făcut la costum și la machiajul de revelion. Gata. Hai, vă aștept în jacuzzi, frate. Gata. Stai așa că vin și eu. Stai. Iaută. Nu veni, că venim acum. Haide. Gata. Bă, noi avem elicopter aici, dacă nu puteți să veniți, vin eu cu elicopterul sau. Ba da, reușim. Haide. Dai că merge. Haideți în jacuzzi. O, îmi place aici în jacuzzi. În jacuzzi? Ia stai că m-am așezat, ia uite. Ce zici, Remus, cum stau? Haide, Luca, cu viteză înainte! Ia mă, hai să-i vedem, că ei vin acum cu jet-ski-urile, ia să vă... Unde, unde sunteți, mă? M-am urmat niciodată pe ăsta. Unde sunteți? Aici trebuie să vină, în față. În față trebuie să veniți. Da, păi, da, avem punctul pe voi acolo și venim. Dar e destul de multă ceață, așa. Stai, mă, că mă duc cu bar. Îi văd cu sniper, îi văd. Îi vezi? Venim, venim, venim. Vedeți că trag. Da, așa că... unde sunteți, bă, că vin? Unde te-a dus, sirule? Unde sunt? Lângă aproape, tine. Gata. Nu-i văd. Dumă și pe mine undeva, să nu not foarte mult. Bă, mă, frate, nu acolo, veniți aici. Aici, aici, aici. Așa, ai răbdare, 100 de ani. Gata. Ia uite, oare ești care, claxon. Haideți, bine ați venit. Haideți, că vine revelionul. Vine revelionul și vă prinde aici, hai. În 2023 nu e bine. Pregătiți-vă că intrăm în 2024, instant intrăm. Hai, să like ca să intrați în jacuzzi. E normal, am dat de când a început episodul. Trebuie like, altfel nici nu poți să intri. Da, da, te blochează un prete invizibil. Avem același short. Pe bune zici, ia să văd. Oh my god, sunteți gemeni. Toți trei avem, toți avem același short, a fost reducere la magazin. Bă, da. Da, sunteți gemeni. Bă, dar ăsta e default? De ce n-ai la fel? Asta e default sau ce? Că nu înțeleg. Da, cu siguranță e default. Sunt default. Dar nici nu știu de unde poți să-ți schimbi cu tu de baie. E default. Oh, nu. Bun, așteptăm aici, să trebuie să vină anul. Hai să... Bă, haide, frate, anule, vino! Ce mai... scrie pe tatuajele astea? Păi, eu știu, le-am luat și de la magazin, de la Google. Ia vezi la mine ce scrie pe spate, ia uite-te. Bă, nu văd. Îți place? Ride forever. Wow! Da. Vezi? Bă, hai să facem, fiți atenți că am o idee. Veniți să încoacem. Are leu pe mână, văd. Deci hai să vedem. Cine e mai puternic dintre mine și Remus? Ia. Mamă, vedea că facem. Hai, bătaie gen box. Box? Ia, mă. Box, box. Da, da, dați-vă voi de aici, ca să nu. Hai, deja scos. Box, frate, ce are? Hai, hai mai încoace, hai mai încoace, hai. Mă, frate, fără de astea. Doar așa. Mă, tu ce ai în mână? Nu contează. Ia, haide. Mă, frate, dacă faci așa, fac așa, vezi că... Nu, 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 hai. Vezi că, da. Hai, avem arbitru. Da, de aia că vin eu. Păi nu trebuie să vii. Ia uite că dă deja. Hai, hai. Alo, 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 alo. Stop. Hai zi, 3, 2, 1, zi. 3, 2, 1 și... Mă, ce e asta, mă, că te arunc de pe navă. Bă, frate, mă face. Bă, că te-ar de până avă, bă! Bă, mi-a dat până de asta! Dar de la ce s-au luat? De la ce s-au luat? Bă, dar ce faci? Bă, frate! Bă, ce pom! Ce mișcare a fost! Bă, ce pom! Bă, nu-i normal, mă, frate! Wow, hai Luca Covrigul, tu... Parola, ca să urci, parola. Like, am apăsat like. Luca Covrigule, tu ești următorul, hai. Care? Hai, bătaie gen așa. Hai. Hai. 3, 2, 1 și... Hai.
Ia uite. Bă, mă, 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 bă, el nici nu știe cu cine se bate, mă, frate. Ia. Mamă, vezi că dă mai bine cu pumnul decât tine. Bă, sau nu? Fac, dar cum faci, doi? Mamă, ce mă bate? Bă, vin și eu, mă, bă, vin și eu. Bă, vine și Remus, ce e asta? Cu cine mă joc? Oh my god, gata, 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 că mor. Gata, mâinile sus amândoi, hai mâinile. Oh my god. Cine mă joc? Cred. Bă, vine, vine Crăciunul, Crăciunul. Eu v-am zis, bă, frate, că nu știu unde e. Fuck. Doamne, bine revenit. Deci mai avem foarte puțin, foarte puțin. Fiți atenți că e ora 23. Și să face revelionul, să face acum. Avem o oră, frate, foarte puțin. Anul 2024. Ce o să ne aducă anul 2024? Ia spuneți. O vacanță în Japonia. Mamă! Da, 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 asta îmi doresc din suflet. Vacanță în Japonia. Mie mi-a adus niște covrici. Niște covrici. La mine, nu știu, frate, un T21. Un T21, mamă. Bă, să știi că... T20 am deja. Să știi că merge, ia să vedem. Bă, și 20. Haide să ne gândim așa... Ce o să facem în 2024? O să ne jucăm, poate, GTA 6 înainte de lansare? Nu mă mai gândesc. Păi nu știu, acum depinde și câte vorbim like-uri. Vorbim cu cei de la Rockstar să ne dea joc înainte. Și, da. Păi, da, bănuiesc că dacă se strâng multe like-uri... Păi eu nu știu, eu nu știu dacă eu apăsat pe butonașul de like, vă zic sincer. Păi, nu, eu cred că au apăsat, pentru că vor să scape de cei 20 lui Remus. Da, exact, cine vrea să stea în 2023? Păi, sincer, eu vreau să avansez, vreau să merg în 2024. Haideți aici sus, lângă elicopter. Hai. Haideți că acum vine anul nou. Imediat de ce avem... e verde? Vine extraterestrii? Da, sunt luminile verzi. Așa că stau aici sus pe elicopter. Nu pot să nu stați chiar unul lângă altul, asta ar fi faza. Aici e suficient. Bun, suntem pregătiți. Intrăm chiar în acest moment. Haide, haide. Mai așa. Verde o oră. 10. Păi stau, mă, așa. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Și la mulți ani 2024. Având în vedere că am intrat în anul 2024, vrem să vă urăm la mulți ani, totul să se îndeplinească, tot ce vă doriți, sănătate multă tuturor și bineînțeles să ne vedem cu bine anul acesta. Rămâneți aici pe canal pentru că urmează să vedeți niște episoade foarte, foarte mișto și cu siguranță GTA-ul nu va dispărea niciodată, pentru că de îndată ce apare GTA 6 vom continua cu acela, dar până atunci veți mai vedea episoade anul ăsta de GTA 5. Așa că ăsta a fost episodul nostru de azi. Eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vrei și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Hey, pa! Pa!